Acest program vă este oferit de Superbet. Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la ProSport Special. Meciul etapei a 8-a se joacă de la ora 22 între Farul Constanța și FCSB. În sezonul trecut, roșialbaștrii s-au impus în 3 din cele 4 partide cu Farul. Vom discuta însă mai multe despre acest meci din această seară cu fostul antrenor de la FCSB, în prezent la Voluntar 2, Dinu Todoran. Mulțumesc, Dinu, pentru prezență. Și cu jurnalistul ProSport, Daniel Nazar. Bună seara! Domnul Todoran, bine ați venit la noi în studio, în primul rând. Fost jucător la Farul, fost antrenor la FCSB, deci, practic, sunteți direct implicat în această partidă, să spunem așa. Da, așa este. E prima oară când vin la voi emisiune și chiar îmi place. Da. E promițător. Farul de acum este farul ăla adevărat? Că știi că au tot fost discuția asta de când... Da. E important că vin suporterii. Deci echipa Farul e unde vin suporterii și am văzut că... Înțeleg că e sold out în sensul ăsta. Da, da. Și suporterii și galeria. Da. Deci asta e Farul, da. Dacă... E bine că la Farul nu s-a împărțit galeria, n-are unde să ducă cealaltă galerie. Dacă ar fi să se împartă în două galerii, cum este, de exemplu, la FCSB cu CSEA Steaua. Că da, au ales echipa lui Gică, lui Hagi. Și mă bucur că la fiecare meci am văzut stadionul plin. Înainte de a intra direct în discuția asta despre meciul din această seară, vreau să vă întreb despre VAR. Sistemul ăsta VAR este intens discutat și dezbătut, lumea este nemulțumită de el. Dumneavoastră cum îl vedeți? Nu, într-un fel ajută fotbalul și în special mai ales pe arbitri, că am văzut la și campionatele trecute au fost greșeli. Dar la noi parcă ține prea mult până analizează o fază. Și uite, și etapa asta a fost greșeli, știi? Mi s-a părut suntem la început. S-a părut că la Mioveanu s-a dat un gol din offside, golul celor de la UTA. Și înțeleg că marile probleme nu sunt de interpretare, că acel curs al arbitrilor a avut loc. Sigur, au mai fost mici scăpări, dar problemele sunt din punct de vedere tehnic. Pentru că la anumite faze nu se pun liniile alea de la offside. Da, da, da. Ați văzut, la anumite faze apar, la unele nu apar. Da. Arbitrii din camera VAR nu primesc toate fazele din toate camerele, din toate unghiurile. Sunt tot felul de probleme care sunt legate tehnic. Asta pentru că înțeleg că acest soft este de mâna a doua pe care îl folosim noi aici în România. Să zicem că este la început, da, e primul. Da, dar astea, aspectele tehnice, da, nu poți să le îmbunătățești decât dacă schimbi soft, adică nu poți să faci un update, două, dar... Nu, dar ajută. Chiar Voluntar, prima echipă a avut, să spun așa, norocul să nu primească... Pe Voluntar nu-i ajută. A trecut-o cu Cluj. Nu, pe Voluntar nu-i ajută, că luaseră cartonaș galben și... S-a făcut cartonaj roșu astăzi. Nu, dar a fost. A fost. Nu putem. Bun, haideți să vorbim despre Farul FCSB. Domnul Todoran, în această seară la ce să ne așteptăm de la acest meci? Da, o să fie un meci interesant, ținând cont că sunt două echipe cu nume, au jucători valoroși, și Farul și cei de la Steaua. Nu pot să dau un pronostic pentru că... Eu știu foarte, foarte bine că cei de la Steaua doresc să câștige și au amânat și etapa următoare și a văzut că a aliniat o echipă foarte, foarte bună. Dar e posibil orice între Farul și Steaua. De ce discrepanța asta? FCSB vine după un egal cu Hermannstadt, un egal chinuit, în timp ce înainte tocmai se calificase în grupele conferenței, adică un meci bun. Da, dacă vă uitați și CFR-ul și Craiova, după meci din Conference League, următoarea etapă e greu. Și eu, ca jucător, am trăit-o. E mai greu te mobilizezi. Au fost și multe schimbări în echipă și la Steaua. Și la CFR mi se pare că numai un jucător a fost titular după meciul din Conference League. E normal, adică. Da, dar la... acum vorbesc așa... Nu, dar toată lumea a zis că jucătorii, ok, dar jucătorii trebuie muncitate la echipă, nu poți așa să faci niște relații de joc să... O să vorbim despre asta când ne uităm la echipele de start din această seară. Oboseala, Daniel, crezi că o să-și spună cuvântul la FCSB? Pentru că, până la urmă, ok, n-a jucat, nu va juca cu CFR etapa de duminică, dar vine după o serie de meciuri...
E adevărat, dar totuși cred că Nicolae Dică în momentul de față are la dispoziție mai mulți jucători, s-au făcut mai multe transferuri, are variante pe mai multe posturi și cred că poate improviza. Vis-a-vis de meci, mi se pare că FCSB este în căutarea punctelor pentru că nu reușește să adune puncte și e pe un loc îngrijorător. Pe de altă parte, Faro mi se pare echipa care a adunat multe puncte, e pe locul 2, dar jocul parcă nu e de locul 2 la Liga 1, adică sunt 3-4 echipe pe care le-am văzut mai solide și cu un joc mai avântat, mai ofensiv, un joc peste nivel. Adică ei sunt oarecum mai pragmatici, cum este și Rapidul. Adică Rapid și Farul mi se par totuși cele mai bune echipe din acest campionat. Au mai fost alte echipe care au arătat mai mult, dar n-au adunat puncte. Iar la polul opus aici, mi se pare că e Craiova lui Mititelu, care a făcut câteva partide bune, dar nu au adunat puncte. Sigur, nu există matematică aici, e pragmatism. Uneori ai ghinion, alteori ai noroc, dar pare că la Farul a fost mai mult noroc decât ghinion. Haideți să vedem și echipele de start. Discutăm despre ce echipă a trimis FCSB, a trimis în Farul Constanța prima oară. Gheorghe Hagi îl trimite în poartă pe Ioani, joacă un sistem 4-3-3. Sârbu, tânărul Sârbu, joacă pe fundaș dreapta, la Larie și cu Popescu fundaș central, fundaș stânga Kiki. La mijloc Ducure, Nedelcu și Băluță, iar în față Casapa, Libec și Luis Munteanu, care vine după o etapă fantastică pentru el, două goluri marcate din postura de rezervă. Da. Cum vi se pare, domnul Totodoro? Nu cred că asta o să fie așezarea terenului, adică nu văd pe Băluță inter stânga acolo. Da, așa am primit. Așa o să prea, dar o să vedem când... Spui că joacă cu doi închizători? Da, așa zic, da. Adică e posibil. Și Nedelcu și Boluță, amândoi sunt jucători de număr 6. Știi ce mi se pare la Farul, că totul se depărtează de echipa de acum câțiva ani? Faptul că nu mai are atât de mulți tineri. Da? Sigur, nu știu, poate că e mai pragmatic acum. Dar aici Luis Munteanu, Casap și Aioni. Și Sârbu, Dan Sârbu, care e la al nouălea meci în Liga 1 pentru Farul sau Viitorul. Acum depinde, care a jucat și pe Farul, acum se numește Farul, ce a fost... Da. Și vreau să te întreb, Dinu, Băluță, Nedelcu, fotbaliști care, ce să faci cu ei? Că te ajută în campionat, că au o anumită experiență? Sau te gândești să-i mai vinzi și încă o dată? Sau amândouă? Nu, ideea e că Hagi și pe Băluță, și pe Nedelcu, și pe Alibec, unde au avut evoluțiile cele mai bune cu Hagi antrenor. Și el a lansat în fotbalul mare. Și, asta și este. Da. Da, și are încredere în ei și la rândul lor sunt datori față de Hagi. E interesant Alibec în atac, titular. Bine, el deja ne-a obișnuit, este în formă și da, voiam să întreb pe domnul... Și Luis Munteanu, da. Și Luis Munteanu, da, bine, abia a revenit. Dar voiam să întreb pe domnul Todoran legat de Alibec. Există o discuție făcută publică de Nicolae Dică, că a vorbit cu Gigi Becali care și l-ar dori înapoi pe Alibec. Cum vi se pare? Normal. E un jucător de echipă națională. Da. Credeți că s-ar mai întoarce Alibec? Nu cred că s-ar mai duce la Steaua, dar Alibec în fotbal românesc, de vreo că cu Șumudică și cu Hagi au avut evoluțiile cele mai bune, unde se simte, cred că, cel mai bine și cei doi știu ce să scoată tot de la Alibec. Dumneavoastră nu l-ați prins pe Alibec la FCSB? Nu l-am prins, nu. Îmi pare rău că nu l-am prins, sincer. Că bine, oricum înțeleg că acolo... Bine, a fost la, când eram la Farul, el era junior și el și Larie. De ce mă gândesc, dacă facem o comparație între Alibec și Companio în momentul de față, Alibec e net superior la toate capitolele, dacă stăm să vedem. Sigur, Companio e un jucător care are de demonstrat, dar Alibec a demonstrat niște lucruri, adică nivelul de experiență între cei doi este foarte mare. A avut și momente mai proaste, e adevărat, trebuie să aibă un anumit... Cred că sunt probleme cu comportamentul lui, cu disciplina. De aici... Uite că la Farul n-au fost probleme. Știa. Și totuși la Hagi e disciplina, adică nu poți să spui. Asta e problema, că la Hagi e greu să ieși din cuvânt. Haideți să vedem și echipa FCSB-ului, ce primul 11 a trimis Nicolae Dică, pentru că sunt câteva surprize, sau cel puțin una destul de importantă. Dică cu un 4-2-3-1, în poartă Târnovanu, fundaș dreapta Boboc, în apărare Daua cu Tam, pe stânga Radunovici. La închidere Olaru cu Dulca titular. În față Cordea, Octavian Popescu, Florinel Coman, iar în atac Companio debutează la două zile de când a semnat cu FCSB. Da, normal. Se mai întâmplă la FCSB asta. Da, nu e primul care debutează. Cum vă sună debutul ăsta așa normal, brusc? El oricum, el vine din prin campionat. Din prin campionat, adică n-a stat, să zici, undeva în vacanță și l-a dus aici, știi. Prin campionat, un jucător
pe care îl știe foarte bine cei de la Steaua, care a început foarte bine campionatul, chiar foarte bine, și au încredere în el. Și... Dinu Todoran, da, antrenor acum la FCSB, l-ar debuta așa repede pe companie sau ar juca, nu știu, cu Bogdan Rusu, de exemplu? Da, dar cred că Bogdan Rusu e accidentat. Este accidentat. Da, 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 nu, cu Iani Stoica. Depinde acum strategia lui Dic, adică ce vrea la meciul acesta. Dar văd că în primul 11 e Bobo, care a fost la Farul, nu? Da, Dulca, Bobo, mi se pare, a fost puțin. Nu? Bobo, și fundaș, a fost Bobo puțin. Fundaș dreapta, da, în sfârșit ia fața lui. Coman a fost, da, a fost cel mai scump, nu? Da. Trei jucători care au trecut pe la Farul. Da. Sau pe la Viitorul, depinde. Da, uite, asta voiam să evidențez, că Bobo, în sfârșit, fundaș, titular, fundaș titular, dreapta, da, în fața lui Crețu, care e pe bancă. Da, și Pantea, da. Adică ultimele meciuri a jucat Pantea. Pantea... Ce mă surprinde pe mine? Faptul că este titularizat meci de meci Tavi Popescu. Adică lui, în urma rezultatelor șterse, evoluțiilor șterse, modeste, tot e titular. Adică mă, trebuie să-l mai pedepsești un pic, îl mai ții rezervă, îl mai bagi repriza a doua. Dar nu poți, având evoluții slabe, tu el să fie titular în continuare. Da, da, spun să-ți, l-am întrebat, un jucător de mare perspectivă și un jucător. Am înțeles lucrul ăsta. Eu am mare încredere cu asta. Dar cum îl pedepsești pe el dacă joacă prost? Nu, pentru că copil tânăr și eu zic că... Adică îi frânge aripile dacă nu... Nu, dar la cum se pregătește și la cum arată, n-ai cum să... Dar nu este un pic cam de vreme să fie și că... Nu, el e jucător care, în fotbalul românesc, la ora actuală, raportat la fotbalul nostru, care scoate un mijloc de aici. Poate să scoate și doi. Că sunt foarte puțin, da, profilul ăsta de jucător. Exact, foarte puțin. Și da, eu zic că trebuie să, adică, să avem încredere. La 19 ani, capitan la FCSB, care te vrei a fi Steaua FCSB, nu prea am întâlnit. Nu mai știu Hagi la cât a fost. Nu prea la 19. Și era Hagi. Că Hagi în meciul cu Irlanda de Nord în 1985, când s-a pierdut calificarea la Mondialul din Mexic, deci avea 20 de ani, echipa a fost, i-a dat banderol la Mircea Lucescu, exact, la echipa națională. Dar era Hagi, adică hai să nu facem comparație. Nu fac comparație, dar ar fi cum să fac comparație față de cu Hagi, îți dai seama. Dar ideea e în felul următor, adică e un jucător pe care cei de la Steaua au mare încredere în el și responsabilizează și un jucător de viitor. Legat de Compagnio, credeți că se va impune totuși la FCSB? Pare să nu aibă rival pe post în acest moment. Iani Stoica nu e tot în formă, Bogdan Rusu este accidentat. Nu, tot timpul Steaua e echipă care aduce mingea la Careu. Aveau nevoie de un jucător de Careu care să protejeze mingea, care să redubleze. E jucător, deci mijlocașii și fundași laterali aduc mingile în Careu. Și e profilul care... Sigur, pe care l-au căutat tot timpul. E genul de jucător pivot, dar mai exact, sunt exact, jucători, da, de genul ăsta... Normal. Adică, de exemplu, Haaland, că facem, el e de explozie, de foarte înalt, dar are explozie. El se mișcă destul de greu, adică nu are viteză să spui, domnule, dai o minge lui Compagnio și fuge nu, după aia. Compagnio are nevoie de un jucător ca să... De reacție. De Careu, de să dai pe să țină mingea în momente. Interesant că în această seară se întâlnesc doi antrenori care au colaborat intens de-a lungul timpului. Nicolae Dică și jucător din exact, și Dică la Viitorul a fost și Liga 2, adică i-a promovat în Liga 1. Da. De ce spun? Este o relație destul de strânsă acolo. Normal. Știe Dică sau poate Dică să-l învingă pe Hagi? Nu, dar nu joacă Dică când a luat Hagi. Corect, da. Echipa, adică strategia pe care a făcut-o Dică acum. Vedem la sfârșitul jocului. Haideți să vedem și ce a spus Nicolae Dică înainte acestei partide la conferința de presă. Îmi doresc foarte mult ca și PNS să ne ajute chiar mai mult decât a făcut-o la Craiova. Am transferat un capitan de echipă și asta este un lucru important pentru noi. Sunt jucători care sunt în lotul nostru, în momentul când voi crede că merită să joace, vor juca. Este simplu. Păi de Buena a zis, da, că nu mai vede iarba pe CSB-ului. Păi v-ați zis, v-a spus odată, acum nu, eu știu, să mai întâmplă anumite lucruri după. Am făcut multe schimbări și cred că a fost o strategie greșită din partea mea, că am schimbat foarte mulți jucători de la Europa la campionat. Îmi doresc ca în următoarele jocuri să schimb cât mai puțin jucători. Dacă aș putea niciunul să schimb, nu schimb niciunul. Da, a fost o discuție ieri, am avut o discuție cu patronul echipei, în care s-a discutat și cu cei de la voluntari și... Concluzia a fost că ar fi mai bine că el să se întoarcă la voluntar. Nu ar trebui să mulțumească cu un salariu de 10.000. El trebuie să gândească, trebuie să ajungă să câștige un salariu de 200.000 pe lună, eu știu, de 300, de 100.000, nu 10.000, pentru că el are calitate și acolo trebuie să ajungă. În care tot căutați atacant, v-ați gândit și la Alibek?
Cred că tu ai fost la discuția mea cu patronul echipei. Da, într-adevăr, chiar am avut o discuție ieri cu patronul pe treaba asta, că la un moment dat se gândea și dânsul și eu, ne gândeam că poate să-l aducem înapoi. Hai să pariem pe bine, să fim cu toții o super echipă. Hai să nu renunțăm după atâta super efort. Hai să fim super atenți, hai să respectăm regulile, hai să trăim cu inima. Hai să super credem în șansa noastră și să muncim pentru ea. Hai să super luptăm pentru milioane de români. Hai să fim responsabili, hai să ne super implicăm. Hai să câștigăm acest meci dificil. Români, hai să fim super! Superbet, împreună suntem super! Nicolae Dica a anunțat revenirea lui Buena în echipa roșialbașilor, în echipa FCSB-ului. Totodată a anunțat și că Rață s-a întors la voluntari și să întrebăm pe domnul Tudoran, care are legătură directă cu voluntari. Rață, de ce? Nici nu știu dacă pot să spun de ce nu s-a impus, pentru că nu prea a avut timp. De ce nu? Acum nu știu dacă a revenit, adică... Da. S-a întors. Nu știu. Oficial s-a întors la prima echipă. Încă n-a apărut nimica pe site-ul clubului, dar... Unde putea să întoarcă Rață era voluntar, pentru că nu are voie într-un an care să aibă trei echipe, avea voluntar Steaua și singura echipă. Ei, cred că și-au făcut o strategie când au luat pe Rață. Mă gândesc că dacă nu se califica un Conference League, chiar domnul Becker a zis că o să mai vândă din jucător, mă gândesc că o să vândă pe Olaru, vrea să mai vândă și să fie gândit că e o soluție. Cum s-au calificat în Conference League, cred că vor mai să treacă de grupe, dar o să fie... Foarte greu, dar nu e imposibil, da. Dar nu este ciudat totuși. E strategia lui Ludic, a vorbit cu, cred că a vorbit cu Meme, a vorbit cu Conea Gigi și au luat hotărârea asta. E bine și pentru Rață, adică, na, decât să stea să ducă să joace la echipa a doua, mai bine joacă la voluntar, unde a fost o pierdere și pentru voluntar plecarea lui Rață. Mi-aduce aminte transferul ăsta oarecum de mutările acelea pe care le-a făcut FCSB-ul când trebuia să joace într-un meci din cupele europene și a luat jucători de la Astra. Da, când a fost de cu Astra, pandemia. Da, cu pandemia, da. Nu pare totuși profesionist. Știi ce nu înțeleg eu? Totuși mă uit și la celelalte echipe din Premier League, din Serie A. Iau niște jucători, cei mai mulți, înainte să înceapă campionatul. Și apoi, până mai sunt 2-3 etape, cum el ai până pe 5 septembrie, mai au 1-2-3 jucători. E, aici a fost invers. Au luat 3 jucători, Buena, Dava și încă unul, nu mai știu cine, înainte să înceapă prima etapă de campionat, practic, și meciurile din Conference League. Și după aia mai au luat încă 7. Adică mi se pare totuși că nu are logică. Exact ce spun. Știu că probabil domnul Tudoran nu o să ne confirme, sau nici nu o să ne infirme, dar un pic de lipsă discutăm de general, nu de FCSB aici. Normal, adică fiecare club are tragedia lui, strategia. Așa niște jucători la început, pe parcurs poate e vorba de negocieri, poate nu vrem un jucător și clubul ăla cere, alt club cere o sumă de bani. Până la urmă durează. Și uite, dar important, da, important ca antrenor, e bine să ai tot lotul la început când începi. Și gândește-te că din ăștia 10, doi deja pleacă, Buena și Rață. Stai un pic, Buena tocmai anunța Dică. Da, e pe fărăș, din ce a spus patron. Patronul a spus un lucru, dar ai văzut că a revenit asupra declarat. A spus că nu are ce să mai caute pe iarba verde de acasă. Iarba verde, sau cum a spus. Și uite că s-a întors. Apropo, ați avut vreun caz asemănător cu cel al lui Buena? Perioada scurtă, adevărat, petrecută la FCSB. Adică să spună patronul, băi, tu nu mai ai ce căuta jucătorul X. Nu, și plus să apară. De vedere, nu, n-am avut. Adică, dar nici n-aveai atâția jucători. Nici n-aveai atâția jucători, dar tot timpul nu discutam și cu Meme și cu Nea Gigi. Adică discutam anumite lucruri. Adică, dar nu s-a pus problema asta. Am văzut aici câteva comentarii ale oamenilor de pe care ne urmăresc în acest moment, care pot comenta, bineînțeles, și pot vota în sondajul pe care a fost realizat, cine se va impune în această seară, Farul, FCSB sau remiză. 78% mizează pe FCSB în această seară, ceea ce e surprinzător. Bine, s-a creat și așa, cum să spun, o psihoză cu toate partidele care s-au încheiat, sau cele mai multe dintre partide cu victoria FCSB-ului. Sigur că lucrurile astea în România continuă. Eu nu cred în ele la meciul ăsta, pentru că ce să facă Farul, să redea meciul lui FCSB, ca să ce?
că ei au 15 puncte, sau adică nu. Da, nu, asta are logic, prea multe speculații, da, da. E spre finalul campionatului, înțeleg acolo. Pornit totul de la cel 2-5, dar și s-au legat cu multe victorii ale FCSB-ului care s-au întâmplat. Bine, și atunci a zis și Reghe, a fost strategie că jucătorii portanți a ținut liber. Nu i-a vrut Reghe să le dea liber. Nu știu dat altcineva liber. Asta nu știu. N-am fost acolo, n-am de unde să știu. Bun, hai că dacă tot am vorbit despre Gică Hagi, hai să vedem și ce a spus înaintea acestei partide. Să trebuiască efort foarte mare, să trebuiască să facem ambele faze, atât defensiv cât și ofensiv. Ați văzut că am început cu partea de defensivă, care înainte, la alte meciuri, spunem, vorbim mai mult de atac. Acum, eu cred că trebuie să stăm foarte bine, jocul fără minge să-l facem perfect, ca după aceea, dacă când avem mingea, să știm să jucăm fotbalul nostru, să facem lucrurile bine și să încercăm să câștigăm cele trei puncte. Mă faci să râd. Nu, niciodată, absolut niciodată. Ei jucăm acasă, ne dorim mult și jucăm cu un adversar foarte bun și nu contează locul în clasament. Sunt situații de moment, sunt situații în care ajunge acolo, dar bineînțeles că noi ca și grup ne dorim să avem o mentalitate foarte bună, aceea de a câștiga fiecare meci și după aia vedem unde o să ajungem. Trebuie să ne autodepășim, trebuie să facem meciuri foarte bune ca să rămânem pe primul loc acolo sus. Se va juca cu casa închisă. De asta e fotbal. În România pare că, mama mea, ce se întâmplă. Niște lucruri normale, cum ar trebui să fie, pentru că fotbalul e iubit în toată lumea. Da, Gică Hagi anunță că meciul se va juca cu casa închisă. Domnul Todoran, FCSB adună suporteri absolut peste tot pe unde merge prin țară, la Sibiu, la Mediaș, oriunde, și acum și la Constanța. De unde nebunia asta când vine FCSB? Da, am mai zis. Unii oameni zic că FCSB este Steaua, alții oameni zic că cei de la ce s-a Steaua. Dar lumea deocamdată vine la FCSB, care, din punct de vedere, eu zic că e Steaua. Acum, fiecare are o părere, adică nu trebuie să avem noi amândoi aceeași părere. Dar s-a văzut și cu europene, au venit 40.000 de oameni. De mult n-au mai fost atâți oameni la stadion. Plus îmbucurător că oamenii revin... În mandatul dumneavoastră nu prea a fost, cel puțin pe teren propriu, știu că a fost o problemă. Da, a fost la început, atunci nici peluza nord... Nu era atunci, peluza nord, da, nu revenise. Nu revenise, ușor au început să revină. Se simte acum 100%, ați văzut prezența cum unei peluze normal, adevărate, normal. Adică nu niște băieți care scandează. Nu, și chiar... Și ca jucător și ca antrenor, când ai peluza în spate, te ajută și... Și chiar sunt alături de echipă și chiar în momentele grele, mai ales am trecut pe campionatul și acum au venit alături de echipă. Haideți să vedem și un carton cu rezultatele dintre FCSB și Farul Constanța din sezonul trecut. Cum spuneam, FCSB are 3 din 4 victorii. Farul FCSB 0-1, Grameni a dat un autogol. FCSB Farul 0-2. Acesta a fost meciul în care constanțenii s-au impus. Hefte, care acum este la CFR Cluj și Virgil Ghiță. FCSB Farul 2-0 e Juma și Octavian Popescu. Și Farul FCSB 0-4. Acest 0-4 a surprins pe toată lumea. Marchează o singură echipă. Dacă ar fi să fim pariori, marchează o singură echipă. Nu, aici că am avut susținerea peluzei când atunci a venit să-i. La care? La Farul FCSB? Nu, de la mine, că n-am avut susținerea, nu mai jos unde... Ah. Deci când am dus, atunci a venit peluza și am avut susținerea, da. Da, atunci au venit cei de la peluza lor. Da, au venit, deci au venit și ne-au susținut, deci am avut susținerea lor. Da. În această seară, Daniel, ce ar trebui să se întâmple? Eu cred că FCSB se va arunca în atac, iar Hagi va folosi tactica pe care o folosește și Mutu în ultima perioadă. Stă foarte bine la cutie și încearcă să dea lovitura pe contraatac. Farul nu e o echipă ofensivă așa cum este FCSB. FCSB are nevoie de toate cele trei puncte. Gândiți-vă că are 6 meciuri din 7, că unul a fost amânat, 4 rezultate de egalitate, o înfrângere, o singură victorie. Locul din clasament, sigur, sunt puține etape, dar deocamdată este prea puțin.
A confirmat în Europa FCSB, a reușit rezultatul ăsta de calificare în Conference League, dar în campionat este datoare și gândește-te ce înseamnă încă unul sau două meciuri în care echipa lui Nică să nu învingă campionat. Da, uite, oamenii, da. Spuneți... Da, nu, așa e, nu are dreptate și aici. Steaua trebuie să câștige la fară, știi. Poate își face companie treaba de atacant, că de aceea a fost adus... Pe normal, da. Atacantul trebuie să marcheze, nu? Așa. Și trebuie să confirme foarte repede la FCSB, că nu ești ca la altă echipă. Chiar câte meciuri credeți, așa? Nu cred, aia, se face prea mult... Stați un pic, dacă nu va da gol, nu știu, 3 meciuri, 4 meciuri. Nu cred, așa ceva. Eu zic că crezi că va avea răbdare cu el? Bine, la 1,5 milioane ar trebui să aibă răbdare. Da, nu, l-a adus că are nevoie, v-am zis. E jucător raportat la fotbalul românesc, e jucător. Și mai e ceva, e o criză de atacanți. De da. Adică da. Nu sunt, eu de, știu, și... De profilul lor, asta, exact, de profilul lui mă... Și nu numai la Liga 1, și la Liga 2. Sunt echipe care nu au atacanți înalți care să bage mingea în poartă, păi, în care... Dacă joacă Gabi și... Adam Nemeț mai e un gen de jucător așa. Înțeleg că și Adam Nemeț a fost ofertat de Gigi, el a zis că nu... Interviul lui, mi se pare, de săptămâna trecută, a zis că a avut o discuție și... N-a vrut să plece, că e departe, a zis că o familia... Mă zis că ăsta e ultimul lui an ca jucător, așa am înțeles din interviul lui. Da, așa am înțeles din interviul lui, Putea să se aranjeze cât de cât financiar, cred. Că nu cred că are un salariu așa de mare la voluntari cât să concureze cu cei de la FCSB. Nu cred că nici nu. Haideți să vedem ce a spus Companio când a semnat cu FCSB. Pe teren nu merge 1 milion, 2 milioane. Merge jucătorii, la fel. Dacă ai plătit nimic sau 1 milion, după trebuie să joci și te bat pe teren. Sunt pregătit, sigur. Am jucat și vineri 90 de minute și sunt la dispoziție după. Nu e treaba mea. Gata să devii și golgheterul campionatului? Și asta nu mă gândesc pentru asta, mă gândesc pentru echipa. E important să castigăm toată lumea. Dacă castigăm tot, dacă pierdem tot. Nu e important ca să este gol getter sau nu. M-au zis bafta, nu, niciunul, jur, niciunul a zis. E normal, erau puțin... Da, pot, dar nu, cu mine m-au zis bafta și o să fie unul dintre noi mereu. Dar au fost 2 ani frumoși și acolo. Nu, toată lumea au frică pentru asta, m-au zis pentru asta, dar am avut și acolo o patron cu mare pasiune, cu mare, cu asta atitudine. Da, de aprecia că vorbește foarte bine limba română. Păi are vreo 2 ani, nu? Andreea Companio, are vreo 2 ani, dar sunt atâția străini, sau nu mai zic de Napoli, care e de 1000 de ani în România și vorbește româna cum o vorbește. Ar trebui să-i fie lui Companio frică de Gigi Becali? Pentru că Pavol Șafranco de aceea nu a venit la FCSB, că avea o anumită teamă față de patron, că o să-l critice și ăsta a fost motivul. E posibil, dar nu cred. Dar să vedem... Să vedem cum se comportă. Eu cred că un fotbalist, indiferent de unde se duce, se gândește să joace bine, să plece de acolo la o altă echipă și mai bun. Trebuie să fie mentalitatea. Și dacă nici de la Steaua, adică nu pleci unde toată lumea vine să te vânească jos și în cupere europene. Și... E o trambulină. Da, exact. La asta se gândesc. Și în țările arabe, și în campionatele puternice din Europa. Uite, oamenii spun că n-au nevoie de Ali Bek la FCSB. FCSB se va impune cu 3-0, spune cineva. Uite, Ion Irimia spune că Companio va da gol astăzi. Și Mihai Albu are o întrebare pentru invitați. Îl mai vedem pe Rusu odată cu venirea lui Companio? Păi dacă va da gol, păi nu mă... Sunt două profiluri diferite. Da, Rusu nu e jucător de care o e... Da, chiar așa. FCSB în momentul acesta, ce joacă? Joacă un sistem cu pase, cu intrare în careaua jucătorilor sau cu centrări? Nu. Asta e o întrebare. Normal, ei joacă cu combinare, cu undor, adică... Dar prin venirea lui Companio e posibil și lucrul ăsta să vină cu centrări. Bun. Păi, haideți să vedem ce joacă FCSB cu Farul în această seară, pentru că începe partida și noi ne vom revedea la pauza meciului. Acest program v-a fost oferit de Superbet.